Iernile de altă dată, cu zăpadă care împodobește copaci, au fost aduse de Adrian Săvoiu la Galeria Arta. Este o completare a ciclului Rapsodiilor lui Topârceanu, care nu a vorbit niciodată în poeziile sale despre anotimpul alb. Adrian Săvoiu a venit la Galeria Arta astăzi în dublă calitate de artist fotograf și de coordonator al reeditării cărții Balade vesele și triste a lui George Topârceanu. Fotografia expusă reprezintă un debut pentru Adrian Săvoiu. Ca fotograf și imaginile expuse reprezintă o mică parte din fotografiile realizate iarna trecută prin parcurile Bucureștiului. Este o repunere în drepturi a iernii în această lună februarie, care parcă seamănă mai mult a primăvară. Ceea ce vedeți aici sunt imagini surprinse anul trecut în parcurile din București. Sunt circa 400 de fotografii, din care am ales, evident, subiectiv 32 pe care le puteți zări aici. Și aș vrea să punem această expoziție sub semnul a doi scriitori legați de Câmpul Lung. Primul este Ion Barbu și cel de-al doilea, așa cum și afișul meu îndeamnă, este George Topârceanu. Cea de-a doua parte a evenimentului l-a avut în prim plan tot pe Adrian Săvoiu. Reeditarea sub îngrijirea sa a baladelor vesele și triste ale lui George Topârceanu face parte din preocupările sale constante, pentru că de câțiva ani reușește să convingă o serie de edituri să readucă în atenția cititorilor autori cu legături strânse cu Mușcelul. Acest volum, care spuneam a apărut în condiții deosebite, este tipărit în Italia, la fel ca și acestea două, Anton Colban și Alexandru Dobescu. Ne oferă, spuneam, volumele clasice ale lui Topârceanu. Aș vrea, în încheiere, poate să vă citesc poezia preferată din această carte. Este vorba de o parodie. În dosarul critic pe care l-am alcătuit la începutul acestei ediții, am selectat mai multe opinii critice, printre care și opinia lui Șerban Cioculescu, cel care arăta că probabil George Topârceanu este scriitorul care merge la inimile tuturor prin această adresabilitate foarte directă. O mare artă a lui Topârceanu constă și în a parodia. Și una dintre aceste parodii, în care este vizat Ion Minulescu, te face să te întrebi care este autorul, Minulescu sau Topârceanu. Este Topârceanu, dar crezi că este Minulescu. Poezia se numește Romanța gramofonului. Eu sunt un genial amestec de poezie și de proză. Eu sunt extrema întrupare și ultima metamorfoză a spiritului, care luptă de zeci de veacuri să supuie materia din care zilnic își modelează o statuie. Eu sunt un sarcofag de note îmbălsămate, un album în care o primadonă moartă dă gratis un concert postum. Prin mine mor ca să renască vibrații pentru mai târziu. Eu sunt ce n-am fost niciodată și un sfert din ce era să fiu. Un capel maestru invizibil comandă pânghii sonore trei game ultraviolete și alte trei multicolore.